bucurăm în mod deosebit că în această a doua duminică a Sfântului și Marelui Post al Paștilor ne aflăm împreună cu preacuceniciile lor, cu preacucernicii părinți și împreună cu domniile și frățiile voastre la Biserica Înălțarea Domnului din municipiul Giurgiu. Astăzi, Părintele Diacon Tudor Marius a lecturat evanghiliile care au fost rânduite și ele sunt un prilej de meditație pentru clerici, dar și pentru credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie. Este foarte important să reușim să ne detașăm pentru câteva momente de problemele față de problemele cotidiene pe care fiecare dintre noi le avem, atât domniile și frățiile voastre, dar și păstorii de suflete, slujitorii la Sfântul Altar. În modul acesta, încercând să uităm un pic de problemele cotidiene, reușim să înțelegem mai mult din pericopele evanghelice care au un mesaj cu atât mai mult în perioada aceasta a Sfântului și Marelui Post. Dacă duminica trecută ne-am amintit de Duminica Ortodoxiei și de lupta Sfinților Părinți împotriva iconomahilor sau a luptătorilor împotriva cultului, cinstirii și venerării Sfintelor Icoane, duminica aceasta, duminica a doua a Sfântului și Marelui Post, este închinată unui mare ierarh și apărător al credinței, arhiepiscop al Tesalonicului. Sfântul Grigorie Palama s-a născut în Constantinopol la sfârșitul secolului al XIII-lea, mai exact în 1295, într-o familie de aristocrați, într-o familie bogată din Constantinopol, a cărei familie, mama, împreună cu surorile, au ales calea aceasta frumoasă a urmării lui Hristos în viața monahală, în viața călugărească. Și au devenit călugărițe la o mănăstire în Veria, nu departe de Tesalonicul de astăzi. Iar Sfântul Grigorie a ales să meargă în Sfântul Munte Atos, în grădina Maicii Domnului, unde în Sfânta și Marea Lavra a Vatopedului avea să ucenicească lângă părinți vestiți, îmbunătățiți, să deprindă rugăciunea neîncetată, rugăciunea lui Iisus, acolo aprofundând viața duhovnicească și învățăturile Sfinților Părinți, care au trăit înainte de el, a ales să sihăstrească, nu departe de schitul românesc, prodromul ulterior, la mănăstirea, la Marea Lavră a Sfântului Atanasie, întemeietorul monahismului atonit din Muntele Atos. A fost o perioadă foarte grea în care biserica era încercată de noi curente filozofice, de teologie eretică, pentru că anumiți dascăli din Occidentul italian, din regiunea Calabriei, din Italia de astăzi, Varlam și Achidin, promovau noi filozofii și o teologie eretică despre care au aflat și părinții aghioriți, în speță Sfântul Grigorie Palama, prăznuit astăzi. Și atunci s-au întors din nou la învățăturile Sfinților Părinți, ale asceților de altă dată și Sfântul Grigorie, împreună cu alți părinți îmbunătățiți, cum spuneau, au elaborat un tomos aghioritic, un tom de învățături sfinte despre rugăciune, despre cunoașterea lui Dumnezeu prin
lucrările sale pe care în teologia ortodoxă răsăritană le-a numit loghi sau rațiuni dumnezeiești. A elaborat foarte multe lucrări de teologie în care, combătând învățăturile eretice ale lui Avram și ale lui Valam și ale lui Achindi, a arătat că cel care se îndelenicește cu rugăciunea inimii, cu rugăciunea neîncetată, prin făptuire sau lucrare pe care în limba grecească o numeau praxis, se învrednicește a-L vedea pe Dumnezeu și a-L cunoaște din lucrările sale, prin ceea ce numea Sfântul Grigorie Palama contemplare. Și stând de vorbă cu părinții îmbunătățiți care aveau rugăciunea inimii, aceștia relatau ceea ce văd ei prin extazul mistic la care ajungeau mulți dintre ei, ori stările de înălțare duhovnicească, de extaz mistic, cum erau numite, erau stări rare pe care nu mulți ajungeau să le atingă și încercând să explice ceea ce era dincolo de cuvinte și de puterea de a explica, Varlam și Achindin, teologii catolici din Calabria, cum spuneam, din Italia, s-au zmintit și au început să-i combată pe călugării aceștia care se îndelinceau cu asceza, cu experiența vieții duhovnicești, numindu-i într-un fel batjocoritor, numindu-i buricari, pentru că ei explicau și modalitatea în care încercau să ajungă prin praxis, prin făptuire, prin lucrare, la contemplație sau la îndumnezeire, privind către interiorul lor, către zona ombilicului, și au numit în speță buricari. Și atunci Sfântul Grigorie a început să îi combată pe aceștia și să arate într-adevăr că pe Dumnezeu, pe care nu-L putem cunoaște în ființa sa, în substanța sa, îl putem cunoaște prin lucrările sale sau energiile sale care sunt răspândite peste lume, acei loghi, acele rațiuni necreate care susțin lumea întreagă în ansamblul ei. Sigur că el a fost ales arhiepiscop al Constantinopolului în 1345, a fost ales arhiepiscop al Tesalonicului și de acolo, în calitate de arhipăstor, vreme de 10 ani, până când a trecut la cele veșnice, a scris și a povățuit poporul lui Dumnezeu la adevărata credință. Iată de ce biserica, la doar 9 ani de la trecerea sa, de la mutarea sa la cele veșnice, în 1359 l-a consacrat ca și sfânt. A fost canonizat ca și sfânt și el se bucură de un cult aparte, nu doar în Salonic, acolo unde se află sfintele sale moaște. Este important de știut că învățătura Sfântului Grigorie Palama cuprinde în fapt, în Tomosul Aghioritic, despre rugăciune, învățătura tuturor sfinților părinți și a Sfântului Simeon, noul teolog sau tâlcuitorul luminilor dumnezeiești. Au fost foarte mulți părinți care s-au învrednicit a scrie despre stările acestea de extaz mistic, de ieșirea din sine, de ajungerea la stări de reverie în care Dumnezeu se descoperă celui care se roagă neîncetat. Îndemnul Sfântului Apostol Pavel este acela de a ne ruga neîncetat ca să dobândim Duhul Sfânt. Sfântul Grigorie Palama, prăznuit atât în Duminica a doua Apostolului Mare, este cinstit în mod deosebit și la ziua mutării sale la cele veșnice în 14 zile ale lunii noiembrie în fiecare an. Este important de știut că cultul Sfântului Grigorie Palama a devenit cunoscut și în biserica noastră datorită studenților și profesorilor care au studiat la Salonic, cunoscătorii ai limbii grecești, ai limbii eline, ai filocaliei,
văzând sfintele moaște ale Sfântului Grigorie Palama din catedrala de la Salonic, au gândit împreună cu studenții, doctoranți, să aibă și Bucureștiul o biserică închinată acestui mare sfânt. Și cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, Dumnezeu să-l odihnească cu drepții, în campusul Politehnicii s-a ridicat o catedrală închinată Sfântului Grigorie Palama, la care studenții de la Universitatea Politehnică aveau mare, mare evlavie. Biserica de acolo a fost împodobită cu o pictură de factură bizantină, chiar de către copiii reputatului profesor Constantin Coman, cunoscător și profesor de teologie, în speță profesor de Noul Testament și cunoscător al limbii grecești, o biserică care a devenit foarte, foarte curând un adevărat paraclis universitar, sfințită de deja amintitul Patriarh Teoctist și de Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Un eveniment la care și noi am fost părtași și ori de câte ori Patriarhul Teoctist îmi dădea binecuvântare, mergeam și slujeam în campusul universitar și vedeam lucrarea duhovnicească a studenților de acolo, care se rugau neîncetat cu rugăciunea inimii: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Nu era puțin lucru să aprofundeze învățăturile Sfântului Grigorie Palama despre desăvârșire, despre curățirea de patim și înlocuirea lor cu virtuți și de ajungerea la aceste stări de iluminare sau de descoperire duhovnicească sau dumnezeiască. Iată că în fiecare duminică, până la învierea Domnului, fiecare popas duhovnicesc, în fiecare duminică, este un suiș duhovnicesc în care ni se vorbește despre învățătura aparte. Astăzi, Duminica Sfântului Grigorie Palama face referire la rugăciunea pe care ar trebui ca fii și fiice ai bisericii să o rostim neîncetat. Pentru că doar așa reușim să îndepărtăm tentațiile lumești sau ispitele, cum le numim fiecare dintre noi, doar așa putem să creștem duhovnicește. Și spre bucuria noastră, ortodoxilor, putem spune că nu doar călugării și călugărițele progresează în viața duhovnicească, dar avem și foarte mulți fii și fiice ai și ale bisericii care au deprins rugăciunea inimii, despre care Părintele Filocaliei Românești, canonizat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Dumitru Stăniloae ne arăta în volumul 8 și 9 ale Filocaliei, că nu doar călugării, ci și credincioșii pot să se roage neîncetat. În biserica astăzi, la prăznuirea Sfântului Grigorie Palama, vă îndeamnă pe fiecare dintre dumneavoastră la lucrarea duhovnicească, la rugăciunea inimii. Sigur, ca să ajungi la treptele la care au ajuns Sfântul Grigorie Palama și ucenicii lui, dar și sfinții și cuvioșii care trăiesc în Muntele Athos astăzi, ori cuvioșii și cuvioasele din mănăstirile noastre ortodoxe, oriunde s-ar afla acestea, vom spune că viața duhovnicească lăuntrică este doar apanajul persoanelor consacrate, respectiv călugări sau călugărițe. Nu este așa. Toți suntem chemați la desăvârșire, toți suntem chemați la iluminare, toți suntem chemați la îndumnezeire. Și biserica ne arată, prin viețile sfinților, prin praznicele, duminicele până la învierea Domnului, că lucrul acesta este posibil. Acum, aterizând în concret la problemele pe care fiecare dintre noi le avem, putem să spunem că facem față greutăților și ispitelor pe care le avem fiecare dintre noi, chiar și ispitelor
gândurilor, nu? Războiul acesta neîncetat despre care ne vorbea un alt mare părinte al Atosului, Sfântul Nicodim Aghioritu, putem să reușim lucrul acesta doar rugându-ne neîncetat, ca să ajungem la pacea, nu doar la pacea inimii, la pacea lăuntrică, ci și cât mai ales la pacea minții. De aceea și rugăciunea se cheamă rugăciunea inimii, ori rugăciunea minții, ori rugăciunea neîncetată, pentru că ea este un dar, rugăciunea. Nu oricine poate să se roage având mintea eliberată de patimi. Trăim vremuri foarte grele, iubiți credincioși și credincioase. Vedem ce se întâmplă cu războiul acesta fără de motiv, fără de pretext, al rușilor împotriva ucrainienilor care sunt de același sânge și mai ales de aceeași credință. Sigur că noi, românii, am învățat foarte mult despre Kievul, unde a studiat Petru Movilă, Mitropolitul Sfânt al Moldovei. Am învățat foarte mult despre Lavra Peșterilor de la Kiev sau Pecerskaya, acum este numită. Între sfinții de acolo, să știți că se află și Sfânta Cuvioasa Maica noastră Teodora de la Sihla, care în vremea Mitropolitului Dosoftei a Moldovei a fost dată Kievului și moaștele ei se află până astăzi. Acestei ostenitoare munții Neamțului se află la Lavra Pecerskaya. Vedem cu toții nedreptățile care se petrec în acest război, unde sigur că nu există o noimă, nu există o rațiune pentru care să iscadă acest război. Vedeam oamenii care fug din pricina războiului spunând: cu ce am greșit? Cu ce am făcut rău? De ce suntem prigoniți în felul acesta? Ne uitam și la faptul că românii și în mod deosebit cei din zona Vămilor, de la Siret, din zona Rădăuților, preoții și călugării au sărit în ajutorul refugiaților care treceau granițele, nu doar în zona Bucovinei, dar și în zona Maramureșului, au început să-i ajute și să facă colecte, înțelegând cât de catastrofală este această situație a războiului. Noi trebuie să ne rugăm ca cei care fac politicile globale, anticreștine aș putea spune, ca Dumnezeu să îi lumineze și să facă pace, pentru că suferă oameni nevinovați și copiii inocenți. Nu credeam că noi, cei care am pășit în mileniul al treilea, să nu putem să ne creștem în pace și în liniște copiii, care neîncetat văd fața lui Dumnezeu și gânguresc împreună cu îngerii pe care îi văd spre deosebire de noi, oamenii maturi. Trebuie să ne rugăm, iubiți credincioși și credincioase, ca să fie pace în lume. Războiul acesta este dincolo de puterea noastră de înțelegere a oamenilor obișnuiți, a oamenilor mărunți. Mizele sunt uriașe, e vorba doar de bani. E vorba doar de geopolitică și de resursele lumii acesteia care pare să că s-au împuținat. E vorba de energie, e vorba de gaz metan, e vorba de războiul acesta care se poartă cu vinderea armamentului de către unii sau alții, de către ceea ce numim astăzi marile puteri sau actorii aceștia care joacă în teatrul acesta global. Credeam că am scăpat de nefericire și de tristețe, de apatie, cu încetarea pandemiei. Acum a venit războiul. În România este din ce în ce mai greu, datorită prețurilor care cresc de la o zi la alta, datorită sărăciei populației și sărăcirii populației. Noi trebuie să ne rugăm neîncetat, nu trebuie să cădem în apatie sau în tristețe, în deznădejde, deși vedem că mulți dintre semenii noștri sunt triști și nefericiți. Apatia și tristețea, sau deznădejdea, mai mult decât acestea două, deznădejdea este păcat împotriva Duhului Sfânt. Noi trebuie să ne punem nădejdea în Dumnezeu și
în Măicuța Domnului, având convingerea că nu se va întâmpla nimic mai mult sau mai puțin decât îngăduie Dumnezeu. Poate pentru păcatele noastre, poate pentru aroganța și ignoranța celor care se pretind încă creștini și bravează spunând că sunt creștini, că sunt ortodoxi, citând versete din Sfânta Scriptură spunând că nimeni nu are dragoste mai mare decât să-și pună viața pentru aproapele său și în felul acesta motivând războiul împotriva ucrainienilor. Grele vremuri am ajuns să trăim. Grele, foarte grele vremuri am ajuns să trăim și ne uităm că războiul acesta se poartă la granițele unde avem foarte mulți români, în zona Cernăuților, în zona Hutinului, în zona Basarabiei. Trebuie să ne rugăm mult și mă gândeam și la pericopa Evangheliei de astăzi, care ne vorbește despre acel slăbănog pe care confrații săi îl coboară într-o casă unde era Mântuitorul prezent. Auzind despre prezența Mântuitorului în Capernaum, foarte mulți oameni s-au adunat acolo și era un paralitic, un bolnav, care nu putea să intre pe ușă. Și atunci frații săi l-au coborât prin acoperișul casei. E o imagine care te cutremură și te gândești de ce au făcut lucrul acesta. Imaginați-vă dumneavoastră că într-un spital un om bolnav ar intra prin acoperiș sau într-o casă unde se petrec anumite lucruri, cineva ar intra prin acoperiș adus acolo pentru că nu putea să intre din pricina mulțimilor. E, lucrul acesta s-a petrecut pentru că omul acela slăbănog, paralizat, aștepta vindecarea de la Mântuitorul. Vedeți că toate lucrurile acestea care par imposibile devin posibile prin credință. Tot ceea ce credem noi că este imposibil de realizat devine posibil când omul are determinare, când omul are credință. Sigur, sunt multe temele celor două evanghelii de astăzi la care am putea medita. Dar un singur lucru aș vrea să vă spun. Vedeți? Cei care au fost atinși de compasiune au cerut ajutorul pentru semenul lor paralizat să-l aducă la Mântuitorul să capete vindecare. Dumneavoastră, în vremurile acestea grele, aduceți pe cineva la biserică? Îndemnați pe cineva să vină la biserică? Sau veniți doar dumneavoastră pentru că v-ați obișnuit așa? Pentru că vă place de biserica aceasta istorică Înălțarea și de cei trei slujitori vrednici de aici? Părintele Alexandru Ștefan, Părintele Marius Buga și, nu în ultimul rând, Părintele George Daianu. Cei doi preoți, Părintele Alexandru, și-a sărbătorit ziua de naștere de Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu, 17 martie, a împlinit 32 de ani, iar celălalt părinte, George Daianu, împlinește mâine 27 de ani. Acești copii, Părintele Marius Buga, ei sunt toți trei, sunt copiii mei. Așa îi consider și așa cum vă bucurați dumneavoastră de copiii dumneavoastră, de nepoții dumneavoastră, tot așa mă bucur eu de copiii aceștia, care pentru mine sunt trei copii minunați, dar avem și nepoți, după cum vedeți acolo. Pentru ei și pentru toți copiii ca ei și pentru toți nepoții ca ei, noi trebuie să ne rugăm mult, iubiți credincioși. Să vă pese de mântuirea sufletelor celor care nu vin la biserică. Mi-am dorit mult pentru că au sărbătorit și sărbătorește cei doi preoți de aici, de la Înălțarea, ziua de naștere. Momentul în care au venit în lume să fie bucurie părinților și bunicilor lor, dar și suport, grijă și ajutor pentru soțiile lor. M-am gândit că e bine să vin la biserica Înălțarea. Pe de-o parte, pe de-altă parte, mi era și foarte dor să vă văd fără măști. Mi era dor de zâmbetul dumneavoastră. Mi era dor de cântările care se vârșesc aici la Înălțarea, de comunitatea aceasta minunată care s-a creat aici. Oameni buni, să ne rugăm lui Dumnezeu și Maicii Domnului să nu fie război. Să le dea Dumnezeu minte și
compasiune celor care conduc, românilor, guvernanților, ca să-i ocrotească pe român, să găsească politici publice de susținere a persoanelor vulnerabile, a familiilor lor, a celor care sunt bolnavi, a celor care au nevoie de sprijin pentru copiii care sunt în sistemul românesc de educație. Numai rugăciunile noastre pot să mai salveze ceea ce vedem că vine peste lume. Sfântul Grigorie Palama a luptat împotriva ereticilor. Îmi doresc ca și preoții de aici, de la Înălțarea, ca de altfel toți preoții, să-și pună viața pentru păstoriții lor, asemenea Sfântului Grigorie Palama. Să se roage neîncetat, să fie foarte aproape de familiile și de problemele pe care dumneavoastră le aveți. Iubiți credincioși și credincioase, vă doresc să aveți o primăvară frumoasă, să fiți ocrotiți de Dumnezeu pentru rugăciunile Maicii Domnului, al cărei praznic îl vom sărbători prin bună vestire săptămâna aceasta. Să veniți la biserică și să nu veniți singuri, să-i aduceți și pe ceilalți, ca și Natanael care i-a spus lui Filip, am găsit pe Mesia. Și Filip a zis, din Nazaret poate fi ceva bun, vino și vezi. Tot așa și dumneavoastră trebuie să găsiți modalități de a-i provoca pe cei care nu vin la biserică să vină la biserică. Pentru că dacă nici acum în ceasul al 11-lea nu venim la biserică să ne rugăm, să implorăm, să cerșim mila și ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului, atunci când? Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvinteze, oameni buni. Maica Domnului să vă primească toate rugăciunile. Zile trecute s-a pus piatra de temelie la grădinița Episcopiei și acolo vom ridica la grădiniță și o biserică pentru piticii ăștia care din toamnă vor veni la grădinița Episcopiei. Doamne ajută și la mulți ani, să aveți o primăvară frumoasă, să fiți sănătoși. Preasfințioastră, vă sărutăm dreapta pentru că astăzi ați poposit în mijlocul nostru. Și vă mulțumim pentru că, înainte de a fi arhiereul și păstorul nostru, sunteți părintele nostru. Și precum un părinte are grijă de fiii săi, așa și preasfinția voastră, ați căutat în tot acest timp să cercetați fiecare preot din eparhia Giurgiului, iar atunci când acesta a avut un eveniment în familie, fie botez, fie cununie, sau când și-a serbat ziua de naștere sau onomastica, preasfinția voastră, ați mers acolo, le-ați bucurat sufletul și mai ales ați binecuvântat comunitatea. Pentru lucrul acesta vă sărutăm și noi dreapta și vă mulțumim că întotdeauna ne purtați de grijă și încă de pe acum, deși nu mai este foarte, foarte mult timp, vă adresăm invitația în numele Consiliului Parohial și al tuturor enoriașilor noștri, ca de hramul Înălțării Domnului să poposiți din nou în mijlocul nostru și să ne bucurați sufletele ca întotdeauna. Vă sărut în dreapta. Mulțumesc să ne frumos. Trăiți.